Casa Județeană de Pensii Olta a afișat la sediul și pe site-ul instituției www.cjpolt.ro diagrama de alocare a biletelor de tratament din seria 3-2021. Lista cuprinde un număr de 13 bilete de tratament din unitățile hoteliere ale SCTBRCM-SA. Biletele au data de plecare în stațiune în perioada 22-24 aprilie și sunt repartizate astfel. Un bilet în stațiunea Amara, două bilete în stațiunea Covasna, 8 în stațiunea Olănești și două bilete în stațiunea Pucioasa. Potrivit unui comunicat emis de CJP Olt, sunt disponibile bilete și în următoarele stațiuni: 9 bilete în Amara, 26 bilete în stațiunea Bala, 6 în stațiunea Buziaș, 10 bilete în stațiunea Olănești, 2 bilete în stațiunea Pucioasa. Persoanele care se regăsesc pe lista afișată sau cei interesați pot ridica biletele de tratament de la sediul Casei Județene de Pensii Olt în zilele de luni-joi, în intervalul orar 8-16:30. Beneficiarii de bilete de tratament au obligația de a se adresa unității balneare prin mail sau telefon în vederea obținerii unei programări conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății numărul 1078 din 12 iunie 2020. Lista numerelor de telefon ale unităților hoteliere este disponibilă pe site-ul instituției la adresa www.cjpolt.ro/bilete de tratament.